numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și tu, Fiule, proroc a celui preanalt, te vei chema. Este cuvântul pe care l-a spus Zaharia în momentul în care i s-a dezlegat muțenia, când s-a îndoit la templu de ceea ce îi spusese Sfântul Arhanghel Mihail, că vei avea un prunc și va fi mare înaintea Domnului. În momentul în care se naște și Zaharia pune pe tăbliță numele Ioan, se va chema, în acel moment gura lui se dezleagă. Trecem peste episodul pruncilor uciși de Irod, trecem peste episodul peșterii din Encarem pe moșia Sfântului Profet Zaharia, unde Elisabeta fuge la Eben Sapira între vii pe munte ca să-l salveze când aude plângând mamele cu pruncii omorâți în vale. Rahela plânge pe cei pierduți și nu se poate mângâia, spune Scriptura. Iar ea rămâne în munte, îl crește pe Ioan Botezătorul, îl alăptează un an, apoi este crescut de îngeri și iată pe scena biblică a peceții dintre cele două testamente. Hristos de 30 de ani, Ioan Botezătorul de 30 de ani. Episodul cu Iordanul este cel mai sugestiv din toate, pentru că aici putem găsi trei elemente importante. Toată Sfânta Treime de față. Cerul deschis, și asta vede Ioan. Duhul Sfânt în chip ca de porumbel pe creștetul lui Iisus, și asta vede Ioan. Și apoi expresia Sfântului proroc Ioan Botezătorul, care spune așa: ăsta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Ar trebui să vă puneți întrebarea sub o formă cu totul simplă și cu totul adâncă. Cum să-ți permiți în plin Vechiul Testament, când orice abatere de la lege era, putea fi pedepsită cu uciderea, să spui despre un om că acela e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iar cei ce erau de față să nu spună nimic, ci să se mire, dar mai mult decât atât să fie mișcați de ideea că acest nou apărut profet, persoana Domnului Hristos, încă îi și interesează, dar îi și controversează. Pentru că Ioan Botezătorul folosește câteva expresii care sunt de-a dreptul catalogate blasfemii. S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu la voi. Iată degetul lui Dumnezeu. Drepte faceți cărările lui. Securea stă la rădăcina pomului, gata să taie tot pomul care n-aduce roadă și să-l arunce în foc. Grâul se strânge la jitniță, se pune bob cu bob în hambar, iar paiele și pleava se dau la foc nestins. Să te adresezi celor ce intră în apă și primesc botezul ritualic al spălării și să le spui în vorbe grele ce? Pui de năpârcă și de vicără, dar cine v-a spus vouă că scăpați de mânia care vine? Deci vedeți ce interesant? Vorbim de mânia dumnezeiască. Și bineînțeles că mulți din cei de față nu știau cine este Ioan, dar Evanghelia ne spune că era iubit de popor, era apreciat de popor și era privit ca prorocul din pustie care în viața lui nu a mâncat și nu a băut mâncare omenească, s-a îmbrăcat în haina de păr de cămilă, s-a îmbrăcat în încălțăminte de curea, s-a încins cu o curea, a mâncat miere sălbatică, a mâncat lăstări, a mâncat lăpustră, a mâncat poame sălbatice care cresteau în pustiu și nu avea nicio tangență cu lumea socială. Și totuși, dincolo de această lipsă de tangență cu lumea socială, el știa mersul total al societății. Ne amintim că au venit ostașii să-l întrebe: noi ce să facem? Să vă mulțumiți cu solda și să nu fiți cu nedreptate, adică să nu bat jocoriți.
soldații romani ce mai făceau? Predau anumite case de evrei, fiind dominație romană peste tot Ierusalimul, batjocoreau femeile, confiscau aurul, pentru că era în specificul lor să strângă aurul și podoabele de aur, și făceau nedreptăți. Și Ioan Botezătorul știa lucrul acesta. Au venit vame și și-au spus, și noi ce să facem? Voi să ne gustoriți cu dreptate, nu trebuie să iei nici prea mult, nici prea puțin. De ce le spunea aceasta? Pentru că și vame și vame și erau la fel de stricați pentru a sta în dregătoriile pe care le aveau, deși erau din localnici, deci din poporul iudeu, aveau o defecțiune, trebuiau să ia mai mult și să ia mită și șpagă, că tot vorbim și astăzi, mereu numai de mită și de șpagă, dar tot ne întrebăm cum izvorăște, unde-i cuibarul mitei, unde-i clocitoarea de unde se naște corupția. Era acolo în inima lor. Ca să stea în funcțiile respective, trebuiau să înșele. Pentru că trebuiau să-și ungă șefii. Deci așa era și atunci, ca și acum. Tot ce-i om pe pământ e supus stricăciune și mâinii. Muritor. Și atunci le spune negustoriți cu dreptate. Deci știa și acest lucru și l-a pus în vedere că trebuie făcut așa cum se cuvine. Iată-l și în viața socială implicat, foarte categoric și la obiect, mustrând dezmățul lui care era un curvar nenorocit în blacul cum nața. Prins și băgat în temniță pentru că îi strica imaginea lui Irod, era aproape de ziua lui onomastică și lui trebuia o gălăgie pe la palatul lui de acolo din Sevastia să fie deranjat. Și atunci ce îi spune? Aduceți-l pe Ioan în temniță. Nu l-a omorât, fiindcă se temea de popor, ci doar l-a pus în lanțuri. Irodiada avea o fată, Salomea, care știa să joace foarte frumos, cunoștea niște dansuri de astea, să spunem, cum ar fi astăzi un dans irlandez sau poate un dans din ăsta clasic, de mare performanță, să spunem, un vals ceva, și dansând în fața lui Irod, plin de fumul băuturii, acesta a spus așa, orice îmi vei cere de la mine, deci trebuie să fim atenți în viață când scăpăm cuvinte și promisiuni, pot să-ți dau orice și chiar și jumate de împărăție. Iată că femeia nechipzuită, care avea exact în minte ce-o interesa pe ea, a fost naivă să ceară terenuri sterpe și goale pe Troie fără sens în Ierusalim, care n-avea niciun scop. Eu vreau capul lui Ioan Botezător, a spus Salomea, fata Irodiadei. Și bineînțeles că Ioan a fost decapitat și în felul acesta Irodiada și-a văzut acoperită fără legea și și-a văzut rezolvată problema de a putea curvări liniștită, pentru că nu avea cine să-i mai atragă atenția. Plus că Ioan Botezătorul nu se prea temea de Irod, când Irod i-a trimis cuvânt să fie atent ce vorbește, că el e regele. Ioan a spus așa, spune-i vulpea de Irod că nu poate să moară profet în afară de Ierusalim. Deci nu i-a fost frică față de autorități, că vai, cine sunt autoritățile? Autoritățile este supun legii lui Dumnezeu. De aceea spune în Evanghelie că stăpânirea este sabia lui Dumnezeu și dacă ești corect, n-ai te teme, iar dacă nu ești corect, înseamnă moarte sau pieire, pentru că poți fi tras la răspundere. De aceea, mai presus de legea justițiară, civilă și penală, sau dreptul administrativ roman, cel mai drept veche în lumea și pământul, pe baza căreia stă întreaga structura a dreptului juridic. Deci, este judecata divină sau legea divină. Nu poți să faci lucruri care nu sunt în acord cu legea lui Dumnezeu. Am putea vedea aici, în imaginea Sfântului Ioan Botezătorul, câteva lucruri simple și la obiect. Faptul că sfințenia vine din simplitate. E plin patericul egiptean de asemenea lucruri, e plin filocalia de asemenea lucruri, e plin limonarul și lapsaiconul și patericul avrei peștelor și a muntelui Sinai și a Palestinei, cu asemenea exemple. Cel mai concludent lucru care rămâne categoric și clar este acesta. Dumnezeu vrea jertfa lui sau ceea ce îi place lui Dumnezeu este inima înfrântă și smerită.
Dumnezeu nu o va urgisi. De aceea trebuie să căutăm în viața personală să agonisim ceva din dreptatea Sfântului Ioan Botezătorul. Adică, să ai avere câte vrei, dar să rămâi om, ați văzut, bani, averea și puterea schimbă pe om, îl face din om neom. Devii arogant, sictirești, vorbești de sus, privești peste umăr, iei peste picior, umilești, nu e admisibil. În momentul în care ai atitudinea Sfântului Ioan Botezătorul, cum spune Hristos despre el, a venit Fiul omului mâncând și bând și nu l-ați primit. Dar a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând și nici bând, și tot n-ați vrut să ascultați de el. Și mai mult, ca să-i vadă cât sunt de mizerabil, le-a pus o întrebare. Pot să vă întreb și eu ceva? Botezul lui Ioan a fost de la Dumnezeu sau de la oameni? Să spună că e de la oameni, greșeau că știa că Ioan era plăcut de Dumnezeu și iubit de tot poporul. Să spună că de la Dumnezeu, întrebat, atunci de ce nu îl respectați? De ce n-ascultați? El a fost primul Ioan care, în timp ce unii evrei se botezau prin botez ritualic, prin minciună, doar de imagine, să fie văzuți că, adică ascultă de Ioan Botezătorul, el le striga de acolo, din balta Iordanului. Pui de năpârcăși de vipere! Cine v-a spus că scăpați de mânia care vine? Adică ori vă botezați să vă curățați, ori faceți ceva fals de dragul imaginii. Ei, lucrul ăsta îl găsim foarte des și în atitudinea ortodoxă, când de fapt ești botezat, dar dormi în crâșma de beat, când ești botezat, dar abandonezi familia, când ești botezat, dar faci toate fără de legile, faci toate păcatele și uite, asemeni un creștin. De ce? Că la botez spunem așa, mă lepă de satana și de toate lucrurile lui. Păi te lepezi de satana și de toate lucrurile lui, dar de ce îi faci atunci lucrarea dacă te-ai lepădat? Să-i arătăm lui Dumnezeu că ne-am lepădat de satana în atitudinea ortodoxă în care am schimbat faptarea, fapta bună, sau patima cu virtutea, sau necurăția cu lucrarea curățeniei. Un alt lucru pe care îl putem găsi la Sfântul Ioan Botezătorul este simplitatea modului de a aborda credința în Dumnezeu și aceasta o găsim chiar la Domnul Hristos, spus în câteva cuvinte simple. Omul se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Omul bun scoate cele bune din mistirea inimii sale, omul rău le scoate pe cele rele, taci tu să vorbească faptele tale, deci nu este mare greutate, nu-i bine, nu ai cum să culegi ăsta, cum spune, struguri din spini și din ciulin și din măracini. Sunt elemente simple de conturare, deci simple metafore sau simple comparații prin care ne arată de fapt, care este starea evanghelică? Starea evanghelică este asemenea unui smochin, care, deși este grijit, are doar frunze, nu produce nimic practic, este steril, deci faptele nu se văd. Și atunci Dumnezeu ori odată bagă mâna în smochin și îl usucă. Și avem acele judecăți necunoscute, când vedem că cineva dispare din tabloul vieții brusc și spune, lasă, bine că a murit, că a făcut destule rele. O poți lua ca un semn divin, dar în același timp avem și tabloul celălalt al milostivirii și al iubirii dumnezeiești, în care Domnul Hristos spune așa, că stăpânul smochinului, văzând că n-a rodit, a spus, nu, nu-l tai, îl mai grijesc cam ăsta, lund, îi fac tot ce-i trebuie, să văd dacă până la anul face roade. Acesta este timpul așteptării de pocăință pe care îl dă biserica atunci când ne spune ce. Sfârșit creștinesc la Domnul să cerem. Cealaltă vreme vieții noastre, în pocăință, au săvârșit la Domnul să cerem. Sau, cealaltă vreme, sau cele bune și de folos sufletelor noastre la Domnul să cerem. Adică avem posibilitatea de a schimba registrul vieții dintr-un plan negativ, într-un plan pozitiv, dintr-un plan în care ne târâm în păcate și ne mocerlim, spre un plan vertical, spre întâlnirea cu Dumnezeu. Tot Sfântul Ioan Botezătorul ne arată că este cel mai mare om născut din femeie și înger în trup. Foarte interesant. Înger în trup care are o viață desăvârșită față de ceea ce înseamnă trupul omului, ca și patim, ca și pofte, ca și afecte, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că și din ceata cea mai de jos a îngerilor, îngerii nu poartă trup. Noi știm că
sufletul este asemenea îngerilor, din învățătura Sfântului Grigore de Nisa, care atunci când sufletul trece prin vorbile Duhului și se sperie, îngerul îi spune, frate suflete, nu te spăimânta, mai există mila lui Dumnezeu. Deci, Sfântul Ioan Botezătorul are această trecere de la starea trupească la starea duhovnicească sau mistică, prin faptul că ne mărturisește la Iordan, spunând așa, acela care m-a trimis pe mine, acela mi-a spus că peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, acela este. Și mai mult decât atât, încredințarea lui Ioan vine în momentul în care el se apropie de Domnul Hristos. Domnul Hristos îi spune, botează-mă! Ioan Botezătorul îi spune, nu se poate acest lucru, eu am nevoie de botezul tău. Deci, ca drept dovadă că era, avea vederea duhovnicească și știa că botezul lui Hristos este mai mare, că așa a spus Ioan, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă botează cu Duh Sfânt și cu foc. Și atunci Hristos îi spune, lasă să se împlinească legea, adică trebuie să sfințim firea apelor, ca apa să devină elementul universal al spălării păcatelor prin taina formulei de botez. Și în clipa aceea, Ioan Botezătorul, dacă stăm să ne gândim așa, foarte interesant, foarte interesant la prima vedere, dar foarte adânc la prima părere teologică, că un om pământesc, născut din mamă, zămislit în trup pământesc, velut, pune mâna în capul lui Dumnezeu. Este unicul dintre toți oamenii Sfintei Scripturi, deci toate personalitățile și persoanele Sfintei Scripturi, deci toți protagoniștii care apar în decorul actului de mântuire, Ioan Botezătorul este singurul care pune mâna în capul lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos omul, și îl botează cu botezul spălării de păcat. Este unicat și irepetabil acest lucru, cum și botezul este irepetabil și indisolubil. În clipa aceea se deschid cerurile și cadem în vadă că simpla acțiune de a lua apă din Iordan și a o pune Domnului în creștet, devine act de lege al botezului prin cuvintele pe care le spune Hristos. Acesta e Fiul meu iubit, pentru El am binevoit, pe El să-L ascultați. Și în felul acesta, Ioan se retrage din activitate, vine de la botează spre Irod care îl va omorâ în temniță, iar Hristos îi este să crească, se duce și botează în continuare și învață legea cea nouă a Harului. Deci stăm de vorbă cu doi mari oameni ai Vechiului Testament care vin să ne ajute la trei lucruri. Hristos este prorocia împlinită, Mesia cel mult așteptat și este arătat lumii de Ioan Botezătorul în față, nu prin prorocii. Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur și Scriptura Noului Testament și Apostolul Pavel vine și ne spune categoric. Prorociile au încetat. Nu mai este ce prorocii astăzi, deși trăim epoca prorocilor, apar proroci tot timpul, cu tot felul de profeții, care de care mai ciudate, care de care mai alambicate, care de care mai sofisticate, care de care mai adânci, care de care mai înspăimântătoare, care de care mai teologice, dar noi nu mai avem ce profeții. Evanghelia lui Hristos cuprinde tot adevărul până la venirea lui Hristos. Că El când s-a înălțat la cer a spus, pe cum vedeți pe Fiul omului venind, așa va se va și coborâ cei doi îngeri care îl duc pe norul Duhului Sfânt la cer. Și cea din urmă prorocie pe care Hristos o spune și o lasă lumea este aceasta. Precum îl vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și coborâ. Deci când vom vedea pe cer semnul Fiului omului și vom vedea pe Fiul omului pe tron de judecat, acela este sfârșitul. Deci noi nu mai avem ce proroci și despre ce proroci. Alt Mesia nu vine, altă Fecioară Maria nu zămislește,
altă treime decât Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În cer nu există alt act decât al întrupării, morții și învierii lui Hristos și a înălțării la cer și a cincizecimii, revelația divină nu poate să mai descopere, pentru că nu are nouă ce să ne descopere. Tot ce a fost necesar, atât în plan subiectiv, cât și în plan obiectiv, este la îndemâna noastră în literele Sfintei Evangheliei. Deci am putea spune că Ioan Botezătorul este ultimul profet adevărat, punct. Este ultimul pecetuitor al profețiilor despre Hristos ale Vechiului Testament. Este ultimul care pune punct la ceea ce înseamnă descoperirea lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și este ultimul care declanșează prin harul lui și prin lucrarea lui puterea Tatălui din cer să strige lumii întregi la bobotează: El e Fiul meu iubit, pentru care am nevoie. De aceea Biserica i-a dedicat o zi de post, i-a dedicat puterea și lucrarea Sfintei Liturghii, ca să ne bucurăm de Euharistic de Hristos, și asta au împărtășit câțiva care sunt răvnitoare și au dorit. I-a dedicat o zi de pocăință și de smerenie prin faptul că a fost decapitat, așa cum am vorbit de un doliu național, ca să spunem așa, dar e un doliu spiritual al Bisericii, pentru că este decapitat unul din cei mai mari proroci, a cărui cap astăzi îl găsim în Franța, la un muzeu, îmbrăcat în cutie de aur, și mâna dreaptă se află în Palatul Topkapı, la turci, în Istanbul. Și se spune că în anii secetoși, mâna se strânge, se închide, iar în anii când este rod, bineînțeles și binecuvântare, mâna se deschide și ei, deși sunt păgâni și au religia islamică, când văd acest semn, ei știu ce trebuie să facă și cum să procedeze, pentru că au acest semn divin de la Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl iubesc și respect. Am putea spune că cei care poartă numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul trebuie să fie mândri de acest nume. Avem mulți Ioan de-a lungul sărbătorilor. Avem pe Ioan Gură de Aur, pe Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, avem pe Ioan Colovo, avem pe Ioan Colibașul, avem pe prorocul înainte mergătorul și botezătorul Ioan și mulți Ioan de la Scară, Ioan Scăraru. Deci care toți au treci, Ioan Evanghelistul, ocrotitorul acestui Sfânt Locaș, cel mai iubit dintre evangheliști, care stau ca mărturie înaintea lui Dumnezeu și ca casnice lui Dumnezeu în cer, să ne arate nou cât de mult iubește Dumnezeu pe cei ce se tem de dânsul. Deci lasă să se plinească legea, acum fă ce trebuie să faci. Iar Ioan Botezătorul, ca să arate în fața cui stă, spune cel mai adânc cuvânt: nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. De ce lucrul acesta? Pașii pe care merge Dumnezeu în actul de mântuire a lumii nu-i știe decât Tatăl cel Ceresc. Eu și Tatăl una suntem, Tatăl știe ce Fiul face și El le face tocmai, și eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Și Ioan Botezătorul a venit să facă voia Celui care l-a trimis. Acela care m-a trimis, acela mi-a spus și mi-a zis, peste care voi vedea Duhul Sfânt coborându-se, acela este. Amin.